Iubești pădurea sau doar te plimbi prin ea? Probabil ți s-a întâmplat să treci pe lângă un camion mare de lemne, să te uiți spre oamenii care lucrau pe camion sau îl încărcau sau îl descărcau și să zici: așa bă, tăiați-le fireați ai. E, în momentul în care te afli în situația asta, nu schimbi nimic, doar îi înjuri pe oamenii care unii chiar ar fi de bună credință, pentru că meseria lor este să taie lemne într-o exploatare. Am aflat de curând de la WWF că dacă ți se pare că te-ai întâlnit cu un camion dubios într-un loc împădurit plin cu lemne, poți să suni la 112, să anunți asta și să întrebi: băi, oamenii de acolo chiar acolo trebuiau să fie sau i-ai surprins la furat de lemne? Mogor de la WWF a venit alături de noi să ne explice. Bună dimineața! Bună dimineața! Bine ai venit! Bine te-am regăsit! Măi, adevărat sau e un mit? Nu sunt la 112 pentru foc, accident, probleme medicale? Poți să suni și pentru lemn? Trebuie să suni pentru lemn. Gândește-te că în cei 4 ani de când sunt eu la WWF, în fiecare zi aproape primim câte un telefon când un cetățean ne spune că aici sau pe acolo se taie, ce putem să facem și așa mai departe. Și ne-am gândit foarte multă vreme ce am putea să facem. Până la urmă, sistemul ăsta de supraveghere înseamnă o muncă de mai bine de 7 ani. Sumalul, adică legea care sau sistemul a fost implementat acum 7 ani și abia anul trecut, în octombrie, a început să și funcționeze. Din fericire, multă lume a lucrat la acest sistem, a lucrat la sistem, de la minister până la RNP, până la autorități, și până la urmă, cu un efort comun, s-a creat acest sistem. Și da, vezi un camion, vezi placa de matriculare, suni la 112 și vezi ce se întâmplă. Online, pe moment, ți se spune dacă este un camion legal, adică marfa de pe camion este legal sau ilegal. În acel moment, imediat, dacă afli că este ilegal, ți se transferă apelul la poliție, poliția merge, confiscă marfa și ia toate măsurile necesare pentru a preveni ca astfel de situații să se mai întâmple. Măi, dar și funcționează sau doar sunăm și ne aflăm în treabă? Eu sper din tot sufletul să funcționeze, având în vedere că toată lumea, toți cetățenii din România vor să facă ceva pentru păduri. Nu există să mă duc undeva și să nu vină câțiva oameni să spună că, măi, ce facem cu pădurile. Asta e oarecum un sistem care dă putere oamenilor ca să poate să anunțe, ca să poate să spună despre astfel de transporturi și poate să oprească astfel de transporturi. În primele 3 luni, deci din octombrie până în ianuarie, până la sfârșitul lunii ianuarie, au fost date undeva la 4.096 de apeluri, da. Și 1.057 au fost ilegale. Atât de multe? Atât de multe. Adică este destul de îngrijorătoare să vedem numărul atât de mare a camioanelor, dar noi sperăm că pe termen mediu și lung, adică dacă sistemul va funcționa, dacă din ce în ce mai mulți cetățeni se vor implica, acest număr se va schimba. Până la urmă, trebuie să ne vedem sau trebuie să ne dăm seama că este extrem de greu să lucrezi pe acest domeniu, este extrem de greu să oprești astfel de fenomene, pentru că necesită foarte, foarte multă consecvență și foarte multă răbdare. Trebuie să lucrez ani buni și acum 7 ani de răbdare în care tot se spunea că trebuie acest sistem implementat, trebuie, până la urmă să vină cineva care să aibă ideea, un ministru care să spună că da, în sfârșit trebuie să punem în aplicare, trebuie să oprim cumva acest fenomen al tăierilor ilegale. Bun, sistemul există acum, ține da. De noi, cetățenii sau oamenii care mergem la pădure, la munte, să-l folosim. El, sistemul există da. Și e în legalitate. Exact. Nu ne înjură nimeni. Noi sunăm și verificăm. Iarăși, de ce este bine să fie pe 112 apelul? Pentru că 112 este un sistem de siguranță națională până la urmă și orice apel înregistrat în 112 nu poate fi șters, nu poate fi modificat sau alterat. Da. E într-un management foarte, foarte bun, așa că orice sesizare până la urmă poate să fie verificată dacă a fost, a existat sau nu a existat, și inclusiv feedback-ul dacă a fost legal sau nu a fost legal. Încă sunt inconsecvențe, încă sunt probleme, sistemul încă își dă seama cum să funcționeze, cum să oprească, cum să se sesizeze pe timp, să și găsească camionul și să facă toate măsurile, dar eu cred că e doar o chestiune de timp, asta în cazul în care oamenii vor să se implice. Pentru că nu este de ajuns ca să avem un astfel de sistem, trebuie totuși oamenii să sune din ce în ce mai mulți. Și acum, dacă ne uităm pe harta României, putem să vedem că sunt județe unde se dau telefoane masiv, de exemplu în județul Cluj am văzut că la fiecare 2 ore se dă un telefon, cel puțin așa am auzit dintr-o statistică, da. Iar în alte județe nu prea se dau, adică oamenii nu-și dau seama. Sau poate sunt resemnați. Da, și tocmai de aceea
oameni ca tine puteți să ne ajutați foarte, foarte mult, pentru că voi ajungeți la foarte mulți oameni și putem să spunem: oameni buni, vedeți camioane, sunați frumos la 112 și verificați. Nu costă absolut nimic, nu este un efort foarte, foarte mare. Noi fiind, de exemplu, cu prietena mea, logodnica mea, la un maraton Montana, am văzut un camion, instant a sunat, a verificat, au spus că e legal. Eram liniștiți, adică oarecum ai simțit că și ai făcut o faptă bună. Te-ai implicat. Acolo, da, te-ai implicat. Atenție, nu toate camioanele cu lemn sunt camioane cu lemn furat. Da, nu, dar oricum e un lucru bun, doar ca să afli că e bine, adică e recoltat în mod legal. Plus, cel care cumpără lemnul are obligativitatea, și asta e un amendament introdus de WWF România, are obligativitatea de a verifica. Adică nu este de ajuns ca tu să spui că da, a intrat lemnul la mine. Tu trebuie să verifici dacă sursa de unde provine este legală, codul dacă este ok și așa mai departe. Dacă nu este legal, de exemplu, cantitatea de lemn este mai mare decât cea generat de cod, tu trebuie să trimiți înapoi să corecteze și eventual să vină cu un nou cod, că nu poți să accepți pur și simplu. Bine, intrăm într-o tehnică, nu trebuie dezvoltată. Da, omul de rând, omul iubitorul de munte, care merge la plimbare, la biciclit, la alergat, sau cu familia, trebuie să știe că de acum poate sesiza o neregulă la 112. Și asta iarăși cu multă răbdare și cu, ca să spun și o altă veste, o veste în care tu ai fost implicat în mod personal. Îți aduci aminte, acum 4 ani vorbeam amândoi despre pădurile virgine, spuneam cât este de important ca să ne implicăm, ca să fie ele protejate. Și să rămână virgine. Săptămâna trecută, în codul silvic, pădurile virgine au fost trecute în sfârșit ca și protecție totală, integrală, foarte, foarte strictă, și se înființează sau s-a înființat catalogul pădurilor virgine, asta însemnând că după 4 ani de muncă, de la o inițiativă de a noastră, pe despre care vorbeam la Neața cu 4 ani, a devenit o lege organică care poate să fie modificată doar cu o majoritate foarte mare în Parlament. Și adică, cu vot? Da, și cu vot. Adică, până la urmă, o consecvență timp de 4 ani a reușit să dea niște rezultate și în acest moment pădurile virgine sunt real protejate. Și avem tocmai catalog pentru acest lucru, pentru că ai făcut tu ceva pentru natură și ne-ai ajutat foarte mult bine. Ne-ai ajutat în multe rânduri, de ne-ai ajutat în cazul ăsta. Ți-am adus un mărțișor. Ah, ce bine că m-ai salvat. Da, uite, are și șnur. Noi vorbim, poți să citești eticheta, ce scrie pe etichetă. Păi scrie Dani, în primul rând, ceea ce m-a salvat. El este râsul Dani. Înăuntru scrie așa: vitezoman, matinal și ecologist. Se poate? Îi e semnul întrebării. Cum să nu-ți începi diminețile de primăvară cu mine? Asta e râsul Dani. De tot râsul. Râsul pentru cei care nu l-au văzut, că se uită copiii. Deci are puful ăsta la urechi ca lynx-ul, dar nu e lynx, este râs. Și este practic animalul nostru, cum e oina, sportul nostru național. Adică e, dar nu prea e. Și râsul, râsul și urtul. Colega mea, Ruxandra, a lansat această campanie foarte drăguță din punctul meu de vedere, care spune că în martie, când dăm foarte multe cadouri la oameni dragi nouă, să dăm un cadou cu semnificație. Pentru că dacă adopți un astfel de râs, dacă dai cuiva cadou un astfel de râs, atunci banii proveniți din donația respectivă merg pentru protecția râsului, pentru protecția ursului, iar noi sperăm că prin acest fel reușim iarăși să contribuim la protecția naturii, care în continuare în România este extraordinar de frumoasă. Așa că dacă cineva vrea să intre pe WWF Oșenii, adică în loc de puf Oșenii e pe WWF Oșenii, acolo poate să adopte și poate să caute. De azi dimineața există ursul Dani, exact acest, adică râsul Dani, exact acest râs. Râsul, e bun și urs. Așa că dacă cineva vrea să aibă exact acest râs pe care a primit Dani, dar poți să comanzi și pe numele tău, pe numele iubitei, pe numele mamei, pe numele... Faceți comandă acolo, banii se duc chiar la animăluțele astea. Oamenii sunt puși pe fapte mari. Așa că, Daniel, eu îți mulțumesc și felicitări mulțumesc pentru această reușită. Mulțumesc tare mult. Mogor este un prieten bun al nostru, nu pentru că îi stă bine la cămașă WWF, că am și eu, puteam să o port, ci pentru că ne-a demonstrat că oameni de vârsta noastră, dacă stau suficient cu gura pe ăia mai bătrân și mai cu votul, dacă stau suficient la uși și dacă își fac suficient de mulți dușmani, nu vreau să știu ce telefoane primește Mogor din când în când, pentru că lumea lemnului și a pădurii este o lume cu mulți bani implicați. Uite că din toată povestea asta pot ieși și legi care să ne facă bine. Folosiți telefonul, intrați pe internet și aflați detalii, pentru că noi, dacă nu schimbăm noi lucruri,
ceilalți nu o să le schimbe pentru noi. Iar dacă îi așteptăm pe copiii noștri, până cresc și au drept de vot, mai e cale lungă. Mulțumim tare mult, Mogor! Eu îți mulțumim.